și probabil se simte, se vede. Prezentarea mea este despre cum să ții o prezentare sau cum să vorbești în fața unui grup. Ca să-ți răspund sau să anticipezi una din întrebările, obiecții, ceva din feedback-ul tău. Sunt trainer, deci este ține de pregătirea mea profesională și de munca mea de zi cu zi. În primul rând, când ții o prezentare, fii tu însuți. Lasă să se vadă emoțiile, dar atenție la a le gestiona. Atenție la palme ude, atenție la transpirație, la tonul vocii, la tremurul vocii. Eu acum mi-l permit, nu vă cunosc, ne vom mai întâlni mai mult ca sigur, dar suntem între prieteni, ne jucăm, facem greșeli. Trebuie să-ți adaptezi prezentarea publicului în fața căruia vorbești. Dacă suntem la birou și trebuie să ținem o prezentare în fața șefului și a colegilor sau a directorului X, bineînțeles, prezentarea noastră o să fie un PowerPoint frumos, cosmetizat, cu grafice, cu ce interesează pe fiecare. Dacă ținem o prezentare, hai să zicem, în fața prietenilor, vreau să le prezint ultima carte pe care am citit-o. Mă apuc să le povestesc, nu stau să le fac un PowerPoint despre cartea respectivă, aș fi penibilă. M-ar zice ce are, s-a tâmpit la cap, ce-a pățit. Trebuie să captăm atenția sălii. Cum facem chestia asta? În primul rând, nu vorbim cu un ton monoton. Atenție că riscăm să-i adormim. Dacă tonul nostru este și cum vă spuneam și tra-la-la, la-la-la, dar aceeași linie melodică. Mai alternați tonalitatea. Când vorbiți mai încet, când vreți să punctați ceva, accentuați puțin. Ridicați tonul cu o jumătate de măsură. Iarăși, ca să ținem publicul atent, mai băgăm o glumă, mai băgăm o întrebare retorică, o întrebare pur și simplu, ca să vedem că nu i-am pierdut pe drum. Tot așa, depinde. Dacă ținem prezentări la birou și ținem despre un proiect, de exemplu, facem parte din grupul de lucru pentru un proiect, îl întrebăm pe colegul X ce părere are despre ce tocmai am spus noi. Sau pe șef. Graficul Y, cred că îi lipsește ceva. Ce părere aveți? Este foarte posibil, când suntem la birou, să avem să avem caractere dificile. În sală, un târcotaș, unul care doarme, unul care nu e de acord cu noi, unul care crede că știe mai bine decât noi, deși habar n-are de subiectul meu. Ce facem cu ei? Cum le închidem gura? Păi, în primul rând, ne bazăm pe cunoștințele noastre. Îi spunem, argumentează obiecția ta. De ce spui tu că este așa și nu cum spun eu? Sau, pur și simplu, luăm răspunsul lui și mutăm mingea spre altcineva, spre un alt coleg. Ne folosim de alt coleg ca să îl facem să tacă, să nu-l mai ținem în centru atenției. Ce mai putem face? Trebuie să avem o prezentare dinamică. Inserăm și poze, de exemplu, dar trebuie întotdeauna să ținem cont de publicul căruia mergem să-i facem prezentare. Pentru că într-un cadru informal putem să punem poze haioase cum a făcut Alina în prezentarea ei. Putem să folosim niște caractere speciale în PowerPoint, un fond haios. Dar la birou chestiile astea nu merg. La birou trebuie să fim serioși, să avem o prezentare standard. Să fim și noi puțin standard. Dar toate astea trebuie să fim atenți, să nu pierdem atenția sălii. Pentru că dacă după cele 5 sau 15 sau o oră de prezentare cât avem alocat, cei din sală dorm, n-am rezolvat nimic. Aștept întrebări. Dacă poți să ne împărtășești un eveniment un pic mai tricky, în situația ta ca și trainer. Apropo de un personaj un pic mai, cu care a fost mai greu să gestionezi susținerea treningului. Și te las pe tine să alegi, ori că a fost cărcătoașul, ori cel care dormea pe el.
trebuie să vă spun. Întotdeauna cârcotașii sunt greu de gestionat. Mă încep. Dar de ce ea? Dar de ce nu știu ce? Și îi spui, în urma studiului pe care l-am făcut, sau a studiului de marketing X, sau a... nu știu ce, îi dai un... să ai întotdeauna argumente concrete și clare pe care să te bazezi. Este cel mai bun mod de a închide gura. Sau îl întreb pur și simplu să-ți dea el argumente. Dar de ce spui tu că e așa și nu e cum spun eu? Adu-mi argumentul concret. Și de obicei nu le are. Și în felul ăsta, stai. Sau, dacă nu știi sigur, nu ești 100% sigur, îi spui, uite, îmi notez și îți răspund mai târziu sau mâine. Că nu mai știu unde am, nu mai știu sigur unde am citit chestia asta. Trebuie să verific. Ți-am răspuns? Ok, deci o simplă întrebare, nu o remarcă personală, nu o lua ca un front sau altceva. Ai spus despre vorbitorul dinaintea ta că a avut o ținută mult prea rigidă, nu-i așa? Și că ar fi trebuit să se fi îmbrăcat altfel. De altfel, asta a fost și un punct pe care a mai fost menționat în altă prezentare. Nu, așa mă îmbrăcat. Nu. Știu că ideea este următoarea. Din punctul meu de vedere, mi s-a părut că toți care au vorbit au fost ok îmbrăcați. Dar problema care se pune este puțin la tine, din moment ce tu ești trainer și știi mult mai bine decât mine sau decât cei din sală cum ar trebui de la ținută, efectiv, și până la gestică, până la mâinile din buzunar care ar ascunde anumită situație, așa, cum îți justifici tu modul în care te-ai îmbrăcat? Deci, ok, înțeleg, deci nu ține strict de tine și de faptul că poate cine știe, te-ai îmbrăcat, este o situație aparte. Dar doar am făcut chestiunea asta de paralel pentru că s-a ajuns și în punctul acesta în care s-a vorbit despre felul în care au fost îmbrăcați cei care au vorbit aici. Păi, tocmai că am spus diferența la început. Aici am considerat că vin la o prezentare informală, drept urmare sunt îmbrăcată casual, sunt îmbrăcată de stradă. Și dacă și când merg la un training sau la o ședință la birou sau la o prezentare la birou, evident nu mă îmbrac așa. Mă îmbrac formal și cunosc diferența. Nu, ce problemă. Nu, nu-i